O minte sănătoasă într-un corp sănătos sau un corp sănătos într-o minte sănătoasă? Când începem să facem sport? Când nu ne mai place cum arătăm și ne autosabotăm? Sau facem sport zilnic pentru că ne pasă de starea sănătății noastre fizice și emoționale? Despre sport și legătura dintre acesta și starea de sănătate discutăm în interviul de astăzi. Ai toate motivele să urmărești For Youth Community. Salutare de tine, frumoși! Sunt Galina Manole și astăzi filmăm al treilea interviu în cadrul emisiunii For Youth Community. Suntem într-o sală de fitness și vorbim despre sport și sănătate. Vorbim despre cum se raportează tinerii la sport și la starea de sănătate și ne propunem să discutăm despre toate acestea cu Rareș Panteș, care este un antreprenor ce a început de la antrenor, tânăr care are astăzi propria sală. Rareș, te salutăm și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o. Și de partea noastră este o mare plăcere să te invităm. În spatele fiecărui om stă o poveste frumoasă și despre tine la fel știm că ai o istorie interesantă de viață și motivantă pentru tinerii care ne ascultă. De aceea te rugăm să ne zici nouă cum ai ajuns până aici, de la Rareș cel mic la Rareș antreprenorul de astăzi. De la Rareșică căpșunică la Rareș, simplu. Pentru că totul în viață pornește de la o viziune. Am fost mânat adesea de ambiția de a ajuta pe alții să-și atingă potențialul maxim, pe cei aflați în imposibilitatea de a face chestia asta, pentru că eu nu am pornit de la imaginea asta pe care voi o vedeți acum. Am pornit de la imaginea unui băiețel gras, un băiețel timid care era mai retras și pentru că era mai retras avea parte adesea de fenomenul ăsta de bullying și pentru că nu discutam cu ai mei acasă treburile astea pentru că mi-era rușine, eram luat peste picior, mă refugiam în mâncare și tot am acumulat în greutate, tot aveam parte de tot felul de răutăți mai inventive și mai creative cu fiecare zi. Și la un moment dat am ajuns să nu mă mai suport. M-am uitat în oglindă și am zis, bun, așa ceva nu mi se poate întâmpla mie, trebuie să iau atitudine. Și am început să slăbesc, am început să fac mișcare, m-am apucat de dans, m-am apucat de sală, m-am apucat de înot, m-am apucat de toate sporturile posibile ca să pot să ajung la forma pe care o am astăzi. Și văzând schimbarea pe care am avut-o, am decis că e momentul să aduc o schimbare în viața oamenilor pe care i-am întâlnit și cu care aveam de-a face în fiecare zi. Așadar, iată-mă astăzi aici, ajutându-i pe alți oameni să-și atingă potențialul maxim în ceea ce privește aspectul fizic și pot să zic că în ultima perioadă am implementat și partea de dezvoltare personală pentru că am realizat că cele două merg foarte bine, adică eficiența este mai mare așa. Ceea ce voiam să zic este faptul că ai avut nevoie de acel moment din viața ta în care a trebuit să iei atitudine și cum ai făcut acest lucru? Ai avut nevoie de susținerea cuiva sau singur ți-ai dat seama că nu mai poți să continui așa? Pentru că bullying-ul este un fenomen foarte întâlnit astăzi, foarte actual și probabil mulți dintre tinerii care ne privesc o să se regăsească. Nu pot să zic că am avut neapărat un model pe care să-l urmez, care să mă aduc aici. Singurul sprijin pe care pot să zic că l-am avut a fost o discuție poate cu un prieten apropiat, dar nu m-a sfătuit, poate cu părinții, de exemplu, dar ce m-a ajutat cel mai mult în toată ecuația asta a fost introspecția și anume punerea gândurilor pe foaie. În momentul în care am devenit conștient de ceea ce mă supăra și reacțiile pe care mi le-a generat această atitudine, am putut să zic, ok, aici mă opresc și de aici încolo lăsăm loc pentru soluții și pentru acțiune. Deci introspecția și acțiunea. Sigur, și prima acțiune pe care ai făcut-o, înțelegem că a fost dansul și toate celelalte, a fost să începi să faci sport. Exact, și eventual un elastic, un bandaj la gură ca să nu mai mănânc atât. Ok, am înțeles. Bine. Ce te-a determinat să continui să faci sport și să nu mai mănânci? Pentru că tot în viață se devine solid în momentul în care practici din ce în ce mai des
pot să zic că asta a devenit un tipar, adică pur și simplu practicând în fiecare zi a devenit parte din viața mea. Și practic s-a format în obicei. Da, face un obicei, sport. Un obicei, pentru că, bineînțeles, repetiția este mama învățăturii, după cum bine se spune. Exact așa este cu orice, la fel și cu sportul, la fel și cu stilul de viață, cu somnul, cu cantitatea de apă pe care o bem, cu felul în care gândim și cu felul în care reacționăm și cu toate celelalte atitudini pe care le practicăm. Foarte mulți din noi își doresc schimbări, fie că e vorba de schimbările pe plan personal sau profesional, fie că e vorba de performanțe în baza unui sport practicat sau a formării unui obicei sănătos, dar pentru aceasta e nevoie de multă muncă, de multă energie, de perseverență. Care e motivația ta de a continua să faci sport, de a continua să investești în starea ta de sănătate? De-a lungul timpului, în momentul în care mă interiorizam și făceam o introspecție, mi-am dat seama că nu există diferență între mine și ceilalți. Și în momentul în care eu am reușit să aduc o schimbare în viața mea și să mă simt bine văzând acele schimbări manifestate, pot să spun că în momentul în care am văzut același lucru în viața celorlalți, am avut parte de aceeași motivație, de același sentiment de satisfacție. Deci, practic, faptul că vedeai rezultate te mulțumea și te automotiva să continui. Era ca și cum retrăiam acel sentiment de schimbare prin ochii lor. Și mă umpleam efectiv de bucurie când vedeam acea persoană mulțumită, mulțumită de ea însăși, de ceea ce a făcut, de tot. Ne dăm seama că fiecare rezultat are în spate și multe obstacole. Tu ce obstacole, provocări ai întâmpinat atunci când ai pornit această cale a schimbării? Pot să zic că am fost o persoană comodă și poate că am tendința să fiu în anumite momente. Pot să zic că cel mai mare obstacol pe care l-am întâmpinat a fost acela de a mă stabili prea mult în zona de confort. Pentru că mi-am creat așa un șablon prin care îmi căutam motive prin care să nu ies, să nu cunosc mai mult, să nu mă dezvolt mai mult, să nu încerc să schimb ceva. Deci zona de confort pentru mine a fost unul dintre cele mai mari obstacole pe care le-am avut în procesul respectiv și autosabotarea. Adică în momentul în care aveam parte de acele evenimente negative din partea colegilor, mă sabotam singur, adică îmi spuneam că nu sunt suficient de capabil, nu am suficient de multă încredere în mine, nu sunt vrednic să fac chestia asta. Nu lucram cu mine, lucram împotriva mea și atunci eram mai departe de rezultatele pe care eu le urmăream. Am înțeles. Și cum ai depășit aceste obstacole? Mi-am dat seama că cel mai mare obstacol este zona de confort și mi-am impus ca și obiectiv principal ca în fiecare zi, până la atingerea obiectivului meu, să ies din zona mea de confort cu ceva, cu o chestie mică. Mică. Da. Să fac ceva de care mi este frică în fiecare zi. Să mă trezesc de vreme. Uite, să fac un duș cu apă rece. Mie nu-mi place frigul deloc. Am înțeles. Să îmi organizez din timp activitățile. Să ai o agenda, da? Da, să am un program, să îmi calculez pașii înainte. Cam asta făceam și să-mi aduc o doză de motivație în fiecare zi, să-mi răspund la întrebarea de ce fac chestia asta. Spuneam la început că vorbim despre sport și sănătate și până acum am încercat să vedem cum ai ajuns tu să reușești să faci, să practici sportul și să ajungi la această performanță de a începe ca antrenor și să ajungi să faci prin motivație să ajungi să deschizi sala până la urmă. Dar pentru tinerii care ne privesc, de ce este important să facă sport? Pentru că sportul pune în mișcare toate lucrurile din viața noastră. Pentru că sângele, practic zis, care circulă prin tot corpul nostru, ne alimentează. Da? Și în momentul în care avem un sânge oxigenat, avem parametrii optimi la care funcționăm, lucrurile se desfășoară după bunul mers. Și atunci, în momentul în care tu ești sănătos, gândești în aceeași măsură. Și în momentul în care ai o minte sănătoasă, poți să transpui acest lucru și în viața ta de zi cu zi. Am înțeles. Cunoaștem cu toții expresiile o minte sănătoasă într-un corp sănătos sau un corp sănătos într-o minte sănătoasă și probabil că pentru ambele se găsesc argumente.
Și cred eu că trebuie să fie un echilibru între mintea sănătoasă și corpul sănătos. Exact. Tu cum vezi acest lucru? Păi, luându-ne după mens sana in corpore sano, și din propria mea experiență pot să spun că în momentul în care nu aveam o minte sănătoasă, nu aveam un corp sănătos. Dar nici când nu aveam un corp sănătos, nu aveam o minte sănătoasă. Atât realitatea interioară o determină pe cea exterioară, dar și viceversa. Practic se influențează. Exact, reciproc. E reciproc. Trebuie să existe un echilibru între cele două. Și ce crezi că e... împiedică pe tine? Ce obstacol întâmpină tinerii atunci când încep să practice un sport sau când încep să meargă la sală? Șabloanele. Adică mediul în care trăiesc, influențele de care se înconjoară, le determină un anumit tip de acțiune pe care îl aplică la toate situațiile din viața lor. De la amânare, la lipsa de inițiativă, la lipsa de organizare și așa mai departe. În momentul în care te înconjori de persoane, de influențe pozitive, normal, totul se schimbă. Amenajarea mediului în așa fel încât să te ajute. Uite, un exemplu concret ar fi în cadrul studioului meu, în momentul în care avem o sesiune de coaching cu o persoană care vrea să slăbească, noi o rugăm sau îi recomandăm să își reorganizeze un pic lista de priorități și să își amenajeze mediul. De exemplu, dacă vrea să slăbească, să renunțe la chipsuri și la ciocolată și la jumeri și la alte cele și îi facem efectiv o listă cu alimentele recomandate pentru obiectivele pe care le urmărește. Sau îi recomandăm să-și pună cantitatea de apă necesară pentru a-i crește aportul de hidratare. Sau îi recomandăm să își schimbe tiparul de gândire după care funcționa înainte, că eu nu sunt suficient de așa, că eu nu am timp. Și efectiv îi stabilim exact programul pe care trebuie să-l urmeze, de la stilul de viață până la gândire, tot. Intrăm în toate ariile vieții clientului. Am înțeles. Deci tinerii care își doresc să schimbe ceva la sănătatea lor fizică și emoțională, pentru că se determină una pe cealaltă, ar putea să vină liniștit și să apeleze la ajutorul tău. Dacă sunt deschiși să facă o schimbare în viața lor, îi primim cu tot dragul și mai mult decât atât, îi susținem. Cât de importantă este alimentația atunci când începem să facem sport? În funcție de obiectivele pe care le urmărim, alimentația poate să ajungă un suport în viața noastră. Adică, dacă noi avem în vedere să luăm în greutate, trebuie să ne reglăm alimentația în așa fel încât să ne servească obiectivelor. De exemplu, dacă vrem să luăm în greutate, creștem aportul de carbohidrați, de proteine. Dacă vrem să slăbim, scădem aportul de carbohidrați, îl creștem pe cel de proteine și grăsimi. Depinde. Creștem aportul de minerale. Este importantă. Este un parametru. Ne-ai zis povestea ta la început și ziceam eu că este una motivantă pentru tinerii care ne privesc. Cum ai început acest business și ce te-a determinat să-l deschizi? În prima fază am fost un antrenor de sală. Ulterior am realizat că pot să multiplic valoarea pe care o aduceam clienților din vremea respectivă la nivelul unui studio. Atunci am început să funcționez individual, am luat în chirie un spațiu și am fost propriul meu angajat. Numărul de clienți a crescut, timpul meu s-a redus și am simțit o nevoie acută de timp. Și atunci mi-am pus întrebarea cum aș putea să valorific timpul meu, dar să aduc mai multă valoare. Am început să fac primele mele angajări, am început primele sesiuni de coaching cu antrenorii pe care îi aveam și am reinvestit banii pe care îi câștigam în aparatură, pe care o actualizam de la an la an sau din 2 în 2 ani, iar în momentul de față, sala pe care o manageriez este în plin proces de finanțare, de dezvoltare, startup. Din experiența ta de până acum, cum vezi
Raportarea tinerilor față de sport și față de sănătate. Cât de importantă este sănătatea pentru tineri în realitate? Nu cât de importantă trebuie să fie? În prima fază, tinerii pun accentul pe sport în momentul în care văd că ceva nu merge bine în viața lor, adică lipsa de încredere sau starea de sănătate. Foarte puțini tineri au început să pună accentul pe sport, pe mișcare, ca fiind un model indus sau impus sau transmis. Dar toate aceste influențe îi determină ulterior să realizeze cât de importantă este mișcarea în viața lor. Eu am început să creez conexiunea asta între sport și viață în momentul în care am văzut că mi-a adus schimbare în viața mea. Și am realizat că sportul este dinamismul pe care ți-l aduci vieții. Lales, vreau să ne povestești despre procedurile pe care le faceți aici la sală și care sunt avantajele lor. La această sală avem două proceduri, dar avem mai multe servicii. Cele două proceduri constă în electrofitness, pe care îl asociem cu fizioterapia, pentru că putem face și fizioterapie cu acest costum. Cealaltă procedură este terapia cu vacuum pentru slăbit, în care îmbinăm efectiv terapia cu vacuum cu un efort aerob pentru modelarea taliei. Alte proceduri ar fi cele de consultanță nutrițională, consultanță pe servicii de coaching, unde discutăm cu clientul înainte, facem măsurători înainte și după și așa mai departe. La următorul spațiu, pe care o să-l inaugurăm în curând, vom avea servicii de fiziokinetoterapie, reeducare posturală, vom avea servicii de dezvoltare personală, cursuri de dezvoltare personală și multe altele. Ne gândim să implementăm tot felul de idei pe care le avem ca să eficientizăm progresul clientului. Super! Și care sunt avantajele acestora? Eficacitate, adică clientul care vine și beneficiază de aceste servicii obține rezultate mai rapid, pentru că ne folosim de niște factori, cum este și curentul, ca să accelerăm contracțiile musculare. Și prin utilizarea celor doi factori, bineînțeles, se accelerează și metabolismul, vedem rezultate mult mai rapide, la fel și la vacuum. Efectiv, aducem un aport de sânge proaspăt în planul superficial și grăbim puțin procesul de slăbire, de detoxifiere. Mi-a plăcut că ai subliniat termenul de automotivație, pentru că motivația pornește din interior. În momentul în care tu ești inspirat de ceea ce vrei, poți să pornești o atitudine proaspătă de a ajunge acolo unde îți dorești, de motivație. Și cea mai puternică motivație pe care o poți obține este în urma întrebării de ce. Dar întrebarea de ce ar trebui pusă de mai multe ori. Cumva ar trebui să intri într-un plan mai profund de fiecare dată. De ce vreau să mă duc la sală? Pentru că vreau să fiu sănătos. De ce vreau să fiu sănătos? Pentru că vreau să mă simt împăcat cu mine însumi. De ce vreau să mă simt împăcat cu mine însumi? Pentru că nu sunt împăcat cu mine însumi. De ce nu sunt împăcat cu mine însumi? Pentru că ceva din viața mea nu merge bine. De ce nu merge bine ceva din viața mea? Pentru că nu am armonie în viața mea. Deci ceva de genul ăsta. Și continuăm cu de ce-urile până... Care este factorul care îmi aduce disarmonie în viața mea? Și mergi tot mai adânc până când ajungi la bază. Exact de aici pornește motivația. Pentru că înțelegi ce stă la baza atitudinii de inerție. Adică de static. Radeș, ne bucurăm foarte mult că am reușit să discutăm cu tine pe acest subiect important. Sper că după acest interviu tinerii să fie mai motivați să facă sport și să-și găsească această automotivație și vrem să ai un gând de final pentru tinerii care ne privesc. Păi, nu știu dacă pot să rezum tot conceptul prin care am trecut eu la un singur gând. Dar aș putea să subliniez faptul că vorbeai despre gândirea pozitivă în viața noastră și cât este de importantă. Gândirea pozitivă ar trebui luată ca și fel de a fi principal, nu neapărat să o privești ca pe o gândire care trebuie implementată, o gândire pe care o alimentezi
În momentul în care alimentezi un anumit personaj din viața ta, ai parte de evenimentele pe care le trăiește personajul respectiv. Adică o persoană sănătoasă, care se consideră sănătoasă, va alege să meargă în direcția respectivă, cum ar fi sportul. Eu sunt o persoană căreia îi place să facă sport. Eu sunt o persoană căreia îi place să aibă un stil de viață sănătos. Eu sunt o persoană care ține foarte mult la echilibru din viața ei. Așadar, voi alege echilibru în viața mea și nu voi alege acele situații care îmi creează disarmonie. Deci felul în care te raportezi la tine îți determină felul în care te raportezi la situațiile din viața ta și maniera în care abordezi toate lucrurile din viața ta, de la stil de viață până la alegerile pe care le faci în fiecare zi. Așadar, ceea ce gândești trebuie să fie în armonie cu ceea ce faci. Pentru că așa ajungi acolo unde îți dorești. Asta le zicem și tinerilor care ne privesc, să facă ceea ce gândesc și ceea ce le place și le aduce acea stare de bine interioară. Și atunci sportul ar fi bine să fie parte din viața noastră, pentru că înseamnă viață și înseamnă multă energie și automotivație. Dragilor, sportul este foarte important pentru fiecare din noi. Este important să facem din sănătate o valoare și o prioritate în viața noastră. Așa cum discutam astăzi împreună cu Rareș, e important să ne depășim zona de confort, să ne automotivăm și să ne creăm un mediu favorabil pentru obiceiurile care vrem să le formăm. Fie vorbim de practicarea unui sport, fie vorbim de mersul la sală sau de alte atitudini pozitive pe care vrem să le avem. Fiți fericiți și investiți în sănătatea voastră! For this community, for you!